Această seară, cred că fiecare dintre noi ne-am bucurat de faptul că Domnul este preocupat de noi și de sufletele noastre. De ce spun că este preocupat Domnul de sufletele noastre? Pentru că în dorința Lui de a ne fi bine, ne-a chemat în această seară Domnul la veghere și la rugăciune. Și nimic nu e mai frumos pentru un copil al lui Dumnezeu decât să fie veghetor, decât să fie un om al rugăciunii. Și aș vrea în această seară să rămân în aceeași temă și să vă spun că uneori e nevoie să vegem tocmai asupra rugăciunii, ca ea să nu ne fie furată. Și voi vorbi în această seară despre hoții care ne fură rugăciunea. Și dacă nu veghem permanent, ne vom trezi de posedați tocmai de binecuvântarea aceasta mare despre care am învățat în această seară, că ne schimbă caracterul și îl face să fie mulțumitor, că ne pregătește veșnicia, că ne pregătește biruința în ispite și că ne asigură unitatea noastră ca și biserică, ca și comunitate. Ori, dragii mei, haideți să înțelegem că vegherea noastră asupra rugăciunii este de o importanță majoră, pentru că există o serie întreagă de hoțe ai rugăciunii. Și aș vrea în această seară să luăm în discuție câțiva. Vreau să vă aduc aminte că templul pe care Domnul Isus Hristos îl vizita adesea, despre care citim pe paginile Evangeliilor, templul acela spunea Domnul că era numit o casă de rugăciune. Știți dumneavoastră că și trupul nostru este tot un templu? Al? Templu al? Duhului Sfânt. Ori, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi uitându-ne la două pasaje din Scriptură, în care Domnul Isus Hristos intră în templu și face o lucrare de curățire. Tocmai pentru că templul ajunsese altceva decât casă de rugăciune. Uitați-vă, prima relatare este în Ioan, capitolul 2, cu versetul 14, 15 și 16. Aici vorbește despre prima intrare a Domnului în templu, ca să facă curățirea. Și spune așa: Vreau să vă duc aminte că înainte de această intrare a Domnului în templu, Domnul tocmai transformase apa în vin. Erau acolo niște vase goale care au fost umplute cu apă și Domnul a transformat apa în vin. După aia Domnul a intrat în templu, și uitați-vă ce scrie. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șez în jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți din templu împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Apoi, mai târziu, spre sfârșitul slujirii sale, Domnul a intrat din nou în Templu. Dar parcă puțin diferit. Uitați-vă în Evanghelia după Marcu, la capitolul 11, versetele 15, 16 și 17. Și vedeți ce spune aici cuvântul Domnului. Uitați-vă, au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în Templu a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și învăța și zicea, oare nu este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Știți ce s-a întâmplat? La prima intrare, Domnul a zis, ați făcut din ea casă de negustorie. La a doua intrare în templu, Domnul zice, peșteră de tâlhare ați făcut din ea. Știți ce înseamnă aceasta? Că acolo unde nu este veghere asupra rugăciunii, acolo împietrirea devine din ce în ce mai mare, din ce în ce mai grea și acolo se instalează locatari nedoriți de niciunul dintre noi, cu atât mai puțin de Dumnezeu. Dragii mei, vă rog să luați în considerare câteva lucruri pe care le găsesc foarte importante. Când se schimbă destinația casei lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos se mânie. Când se schimbă rostul Templului Duhului Sfânt, Domnul se mânie. Și aș vrea să înțelegem astăzi fiecare dintre noi, ca să ne fie foarte clar, aș vrea să citim împreună un verset, ca să ne fie foarte clar fiecăruia dintre noi, 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16. Haideți să-l citim toți cu voce tare nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Templul lui Dumnezeu. Templul din Ierusalim al cui era? Tot al lui Dumnezeu. Aceea era o clădire fizică. Aici este trupul nostru, templul al lui Dumnezeu. Și atunci când rugăciunea este furată din templu, se întâmplă adevărate drame spirituale cu fiecare dintre oamenii care ar trebui să știe că în templul trupului lor care este al lui Dumnezeu trebuie aduse rugăciuni și cereri înaintea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Se pierde când pierzi rugăciunea, când ți se fură rugăciunea, pierzi dorința după sfințenie. Nu numai atât, pierzi pasiunea după Dumnezeu. Și nu numai atât. Pierzi pasiunea de a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Și pierdem interesul de a ne aduce pe noi înșine ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este de o gravitate excepțională. Frații mei și surorile mele, suntem la o seară de studiu biblic. Și aș vrea să vă chem în numele Domnului Isus Hristos să înțelegem că rugăciunea la care am fost chemați în această seară este esențială în viața de credință. De ce spun asta, dragii mei? Haideți să ne uităm la Biserica Primară. Dăm mai multe versete în această seară. Ne uităm la Biserica Primară, la cei din tâi creștini, ca să înțelegem ce loc ocupa rugăciunea în viața lor. Fapte 1 cu 14. Uitați-vă ce spune aici toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Vedeți ce făceau primii creștini? Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Mai departe, fapte 2 cu 42. Ei stăruiau, știți versetul că e foarte cunoscut nouă tuturor, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Haideți să ne uităm la fapte, capitolul 3, cu versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Haideți să ne uităm la fapte 4, cu 31. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți, după ce s-au rugat. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântului Dumnezeu cu îndrăzneală. Fapte 6 cu 4. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Când au fost aleși diaconi, apostele au spus, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Ați obosit de atâtea versete vă mai dau. Uitați-vă în fapte 11 cu 5. Eram în cetatea Iope și când mă rugam, zice Petru, și când mă rugam am căzut într-o răpire sufletească. Vedeți ce făceau oamenii lui Dumnezeu de altă dată? Fapte 12 cu 5. Petru în temniță, în temnița aceea a vremurilor de demult, deci, Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Fapte 12 cu 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei și mai departe, mama lui Ioanzi și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și aveau. Părtășie cu prăjitori în mijloc. Așa a fost? Nu. Erau adunați la oaltă și se rugau. Fapte 13 cu 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. Fapte 16 cu 16 pe când ne duceam la locul de rugăciune, zice Scriptura. Ne-a ieșit înainte o robă și așa mai departe. De ce v-am dat toate aceste versete, dragii mei? Ca să înțelegem că a fi creștin înseamnă a fi un om rugativ. Însă, dragii mei, când vom lăsa ca hoții să ne fure rugăciunea, și vom vorbi despre hoții aceștia, Împreună cu ea, cu rugăciunea, hoții aceștia ne fură toate virtuțile creștine. Și ajungem secătuiți și purtăm numele de creștin, dar suntem departe de a fi creștini cu adevărat. Dragii mei, dacă Domnul a făcut curățire în templu din Ierusalim, răspundeți așa încet fiecare pentru el. Oare nu e nevoie să facă vreo curățire în Templul lui, care este trupul meu? Înainte de prima curățire, vă rog să luați în considerare, înainte de prima curățire a Templului, Domnul a avut de-a face cu niște vase goale. Înainte de a doua curățire, Domnul a avut de-a face cu un smochin gol. Dar interesantă la avea frunze. Dar era gol de rod. Înainte de prima curățire, Domnul a adus soluții pentru oameni. Dar știți că înainte de a doua curățire, Domnul a adus blestem pentru smochinul acela? Eu vă spun lucrurile acestea ca să înțelegem că nu ne putem juca pentru că dacă noi lăsăm rugăciunea să ne fie furată, orice gol este umplut de diavolul cu ceva. Să știți, casa nu rămâne goală. N-ați dumneavoastră învățătura Domnului Isus Hristos care spune că Duhul necurat ieși din om. Dacă rămâne locul gol și nu-l umpli cu ceea ce trebuie să-l umpli, se duce și caută duhuri mai rele decât el. Șapte, mai rele decât el. Și vin să pună stăpânire pe casa aceea? Dragii mei, fie ne templul plin de rugăciune. Se făcea referire la versetul care spune rugați-vă neîncetat. Dragii mei, să nu fiu înțeles greșit. Poate veți zice, frate, cum e versetul ăsta că nu-l înțeleg. Ști ce înseamnă asta? Să fii conectat mereu cu cerul. Poate nu Mișcă buzele. Poate nu iese un cuvânt pe gura ta, dar gândul tău conectează-l cu Dumnezeu. Și fără rugăciunea aceea a inimii, și spune, Doamne, acum ce să fac? Sau, acum ce să răspund? Sau slăvește-l pe Dumnezeu în gândul tău. Asta înseamnă să fii necurmat legat cu cerul. Dragii mei, aș vrea să înțelegem că noi toți avem nevoie de mila Domnului. Pentru că a te ruga nu e un lucru mic, e un lucru mare. Știți că Scriptura spune că și noi nu știm nici să ne rugăm, dar Duhul când Duhul este în noi, El mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Dacă e templul Duhului, El face lucrarea aceasta de preoție în noi și mijlocește pentru noi cu suspine negrăite Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să înțelegem, e datoria noastră să vegem ca rugăciunea să nu ne fie furată. Dragii mei, haideți să identificăm acești hoți ai rugăciunii, uitându-ne în templu de altă dată. Știți ce se întâmpla? Mergeau mulți oameni la templu și mergeau de departe. Pelerini care se duceau de peste tot din țara lui Israel și alții veneau chiar de mai departe și veneau cu toții la templu. Și toți mergeau cu gândul că vor duce o jertfă acolo. Dar știți ce ziceau ei? Să iei tu mielul și să-l duci de aici până la Ierusalim. E incomod. Și venea hoțul acesta al comodității să le spună nu e cazul să car tu mielul cu tine, mielul acela pe care l-ai crescut tu. Nu e cazul să cari mielul acela, că acolo la templu, ai șanse, sunt unii care aduc ei miei și tu poți să cumperi. Și tocmai asta se întâmpla în templu. Cine credeți că erau negustorii pe care i-a scos Domnul afară? Erau cei ce vindeau miei, porumbei, ați citit. Ați fost atenți la citire. Însă Domnul nu e de acord cu așa ceva. De ce? Pentru că Domnul a înțeles ceea ce aș vrea să înțelegem noi toți în această seară. Cel mai mare hoț al rugăciunii este Comoditatea. Puteți să ziceți toți cuvântul comoditate? comoditate. Mulțumesc frumos. Dragii mei, ca și pe evrei de altă dată care mergeau la Templu, tot așa și pe noi, diavolul va căuta să ne facă să credem că nu trebuie să facem eforturi ca să ne rugăm. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, este vreoare, oare vreun efort pe care îl facem pentru Domnul pe care El să nu-l răsplătească? Știți de unde începe răsplata? De la cât efort? De la un pahar cu apă. Înțelegeți dumneavoastră? Nu e efort prea mare și stăm adesea și zicem, oh, e greu să mă rog. Și vine hoțul acesta al comodității peste noi ca să ne spună că e grea rugăciunea. Dragii mei, comoditatea este cel mai mare dușman al jertfei și creștinismul este o religie a jertfei, a jertfirii. Aș vrea să înțelegem, vă chem în această seară să înțelegeți împreună cu mine că niciodată comoditatea nu se împacă cu stilul de viață pe care îl dorește Dumnezeu de la noi. Nici o dată. V-aș întreba, a fost Domnul comod când era vorba despre rugăciune? Știți ce am citit în Scriptură și citesc adesea cu multă rușine? Că dimineața, când era foarte devreme, Domnul se ducea în munte să se roage. Sau, Domnul a stat toată noaptea în rugăciune. mi așa de rușine când citesc cuvintele acestea. Și El era Dumnezeu. În viața de credință, dragii mei, trebuie să ne dăm silințele Ați citit ce scrie Apostolul Petru? De aceea dați-vă și voi câte silințe. Toate silințele. Asta e viața de credință, o viață de silință. Și uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu de pe paginile Sfintelor Scripturi, ca să vă dau exemple. Pe paginile Sfintelor Scripturi, de exemplu, prorocul Samuel, 1 Samuel 15 cu 11. Uitați-vă ce spune prorocul Samuel, adică prorocul Samuel și Domnul vorbește cu el aici și spune Domnului Samuel. Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și ce scrie? Toată noaptea a strigat către Domnul. A fost Samuel un om al lui Dumnezeu? Sigur. De ce a fost un om al lui Dumnezeu? Pentru că n-a fost comod, n-a lăsat comoditatea să-i fure valorile spirituale. Ce scrie Scriptura, toată noaptea s-a rugat. În Psalmul 42 cu versetul 8, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ce spune psalmistul. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. În psalmul 77 cu versetul 2, Asaf scrie, în ziua necazului meu caut pe Domnul, noaptea mâinile îmi stau întinse fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. În același psalm, versetul 6, uitați-vă ce spune, Mă gândesc la cântările mele în noaptea, cugetat încă înăuntru inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri și zic, observați dumneavoastră oamenii lui Dumnezeu? Uitați-vă la Neemia, capitolul 1 cu versetul 6. Neemia 1 cu 6. Și ia aminte, să ia aminte urechea ta și ochii tăi să fie deschiși, ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău acum, zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte pentru robii tăi copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor tăi. Ieremia scrie în capitolul 1 cu versetul 2, plângea amarnic noaptea și-i curg lacrim pe obraj în plângerile lui Ieremia. Plânge amarnic noaptea și curg lacrimi pe obraj. Niciunul din toți cei ce o iubeau nu o Toți prietenii ei au părăsit și s-au făcut vrăjmași. Sau Domnul Isus, dragii mei, uitați-vă despre Domnul Isus. Luca 6 12. În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roge și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Dragii mei, Aș putea să vă amintesc pe Apostolul Pavel, Doamne, rugăciunile lui Pavel. Aș putea să vă amintesc cum am făcut-o creștinii din Biserica Primară. Însă întrebarea este aceasta. Ce facem noi, frații mei și surorile mele? Ne întrebăm dacă este convenabil să ne rugăm noaptea sau ziua? Ne întrebăm dacă este convenabil să mergem marți la rugăciune? Diavolul ne spune că nu-i convenabil, că avem altceva de făcut. Și diavolul va găsi mereu scuze pe care ne le furnizează în mintea noastră, în gândul nostru. Scuze. E prea greu să te rogi, e prea mult, e prea incomod. Vă rog să nu uitați, comoditatea este un foarte și ret hoț al rugăciunii. Un al doilea hoț pe care vreau să-l amintesc aici, e aglomerația, aglomerarea. De ce spun asta? La templu era foarte aglomerat, foarte aglomerat. Oamenii treceau unul pe lângă altul și stăteau și, și ziceau ei, păi să mai duc și un miel în brațe printre atâția oameni, la Ierusalim, se ajunge greu la templu, mai umblu și eu cu templu, cu, cu mielul în brațe? Însă mielul acela era o imagine pe care trebuia să o știe orice evreu. Dar stătea evreul comod și după aceea zicea e prea aglomerat. Pentru că aglomerația este al doilea hoț al rugăciunii pe care vreau să-l amintesc. Puteți să ziceți și cuvântul aglomerație? aglomerație. Mulțumesc frumos! Dragii mei, suntem foarte aglomerați și noi. Nu aici în biserică să dea Domnul să fie aglomerați aici. Joia. Dar suntem aglomerați, ne uităm pe programul nostru. Hai de mine. Întâlniri peste întâlniri, lucruri, lucrări, programe. Avem de făcut una și alta. Nu cumva zicem inspirați de Duhul cel rău care aduce și comoditatea. Nu cumva același duh vine să zică, tu ești prea aglomerat, tu ești un om prea ocupat, nu ești ca și sora cu tare care e pensionar. Tu ești altfel și că te faci să crezi că tu ești ceva. Tu nu ești ca și fratele ăla, ăla nu e așa de... Uite la el, bietul de el, că nu știe altceva, numai tot biserică și biserică. Dragii mei, nu vă faceți păcate. Nu vă faceți păcate. A intrat Domnul într-o casă, în casa Martei și a Mariei. Și acolo Marta era foarte aglomerată. Și la un moment dat Marta, aglomerată, foc, foarte conștientă de valoarea ocupației ei, zice, Doamne, nu-ți pasă, uite, uite, uite la Maria. Asta chiar nu are altă treabă, eu mă spetesc eu muncesc, eu mă agit. Și uite la ea, ea nu are altă treabă, nu asta stă gură cască. Stă la picioarele tale, Doamne. Și Domnul se îndreaptă nu către Maria, cum se aștepta Marta, ci se îndreaptă Domnul către Marta și zice Marto, Marto. Marto, Marto. Un singur lucru Contează cu adevărat. Un singur lucru trebuiește. Să te asiguri că spiritual lucrurile sunt bune în viața ta. Ăsta este lucru care trebuiește. Celălalt dragul meu, că mănânci două feluri sau mănânci un fel, nu ți se scurtează viața pentru asta. Dar ascultă-mă bine, dacă nu te rogi și dacă nu ți-i părtășia cu Dumnezeu, e bai e bai pentru sufletul tău. Nu vedeți dumneavoastră că avem o grămadă de facilități tehnice, toate sfăcute să avem timp, dar nu avem timp. Suntem aglomerați, suntem aglomerați din calea afară și când suntem așa de aglomerați, Începem să tăiem, nu le putem face noi pe toate, nu e așa, nu le putem face pe toate. Și începem să tăiem, dar din ce tăiem? Din partea cea bună, în loc să tăiem din alte lucruri. Îl ascultam uh, săptămânile trecute pe pastorul lui Gimițoi, cu o intervenție așa scurtă pe internet sau o frântură de predică. Și se lupta fratele să-i convingă pe oameni că toți avem timp pentru ceea ce prețuim. Și ăsta e adevărul. Pentru ceea ce prețuim, avem timp. Dragii mei, ai grijă ca nu cumva acest hoț al aglomerației să-ți fure cei mai scump. Că la asta am fost chemați în seara asta. Veghere rugăciune. Veghere rugăciune. Cea mai mare greșeală să spui sau să-ți spui ție că ești prea ocupat ca să te rogi. Știți că istoria Bisericii consemnează oameni care au zis așa: Astăzi am atâtea lucruri de făcut, încât dacă nu mă rog vreo două, trei ore, nu reușesc să fac nimic. mi rușine în fața unor astfel de oameni. Și cred că toți ar trebui să ne rușinăm. Comoditatea, aglomerația, apatia. Puteți să ziceți și asta. Apatia este al treilea hoț care ne fură rugăciunea. Adică, ce înseamnă asta? Lipsa chefului de a te ruga. De ce lipsește cheful de rugăciune? nu vă place termenul ăsta chef pus lângă rugăciune, dar eu îl zic, intenționat îl zic, că știu că zgârie, că știți dumneavoastră, cheful e chef, rugăciunea și evlavia e evlavie, nu? Dar zic, chef de rugăciune. Asta e apatia. Când tratezi rugăciunea ca ceva care se face după chef. Dragii mei, de ce apatia nu ne lasă să avem viață de rugăciune? Vă explic de ce. Pentru că este un cuvânt în scriptură care spune unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Dacă este aici vreun tânăr îndrăgostit, nu-l pun să ridice mâna, dar zic așa, este vreun tânăr îndrăgostit sau vreo tânăr îndrăgostită. să vă spună tânărul ăla îndrăgostit că el n-are chef să se ducă de ninge, de plouă la iubita lui. Să zică tânărul acela așa. Nu va zice. De ce? Pentru că iubește. Când nu e chef, nu e iubire. Dragii mei, când este apatie, înseamnă că ne-am întors inima de la Dumnezeu, spre alte lucruri. Doamne, ai milă de noi! Domnul Iisus s-a rugat mult. Știți de ce s-a rugat mult? Pentru că inima lui era legată de Tatăl. Când ai inima legată de Dumnezeu, nu poți să stai la volan și să nu zici, Doamne, cât de minunat ești Tu! Că am văzut Florile acelea de rapiță galbenă pe marginea drumului. Lasă-mă, Doamne, să te laud. De ce? Pentru că inima nu-mi e legată de florile de rapiță, ci de făcătorul florilor. Dragii mei, oamenii se roagă atunci când sunt plini de pasiune pentru Domnul. Atunci când au pasiune pentru Domnul, îl vor căuta pe Domnul, vor vorbi cu Domnul. Pentru ce ai chef? Spre ce te trage inima? Știți când vine cheful de rugăciune? Iertați-mă, eu simt că zgârie termenul ăsta aici, dar iertați-mă. Știți când vine cheful de rugăciune? Când te vei sili să-l cunoști pe Domnul, când te vei uita la El și apoi te vei uita la tine și vei înțelege ce mult a făcut El pentru tine. Când vei înțelege asta, îl vei iubi tot mai mult pe Domnul. Inima îți va fi tot mai mult legată de El și gura nu îți va tăcea și inima nu va sta liniștită, ci te vei conecta cu Domnul. În inima ta te vei conecta cu Domnul prin rugăciunile tale și așa mai departe. De aceea, dragii mei, e important să-L cunoaștem pe Domnul. De ce credeți că se predică în biserică? tocmai din dorința de a-l face cunoscut pe Domnul, ca oamenii să-l cunoască pe Domnul, să-l iubească pe Domnul. Deci dragii mei, comoditatea, aglomerația, apatia și acum încă un hoț, ipocrizia. Puteți să ziceți ipocrizia? Știți ce, ce înseamnă ipocrizie? Vedeți, tâlharii de la Templu, foarte interesanți, justificau foarte ușor de ce au umplut ei locul cu altceva. Adică spuneau că ei acoperă o nevoie. De fapt, ei fac ceva folositor, ei ajută pe închinători. Numai că Domnul, când a lăsat instrucțiunile de închinare pentru Templu, nicăieri în schema de personal de la Templu nu erau vânzătorii de mielușei și de porumbei, nu erau nicăieri ăștia acolo. Dar au apărut, au apărut și ei. De ce? Pentru că vai cum vine ipocrizia aceasta, vai cum vine ipocrizia și se justifică bine rostul hoților răstora, hoțul ipocriziei, ce bine justifică lucrurile. De atâtea ori ne facem părtași acestei hoții a rugăciunii, care este ipocrizia, în ce fel, dragii mei? Pentru că fizic venim aici, în casa de rugăciune, fizic. Dar poate mintea e în altă parte. Dumneavoastră știți ce bine se vede din cer biserica? Noi mai stăm câteodată aici, nu totdeauna. La serviciile mai aglomerate stăm aici. Știți că sunt în biserica asta oameni care de ani de zile eu nu-i văd să se roage. În timp ce se roagă biserica. Preocupați cu altceva. Sunt sigur că știu unii câte becuri avem acolo aprinse. Orice. Îi fură diavolul, dragii mei. Le fură atenția, o îndreaptă spre ferestre, spre cei afară, spre cei la servici, spre cei din coace și din Dar ei sunt în casa Domnului. Nu e o ipocrizie asta? Dragii mei, când lăsăm inima noastră să fie plină de lucruri, pe care Dumnezeu le urăște. Și noi credem că ne rugăm. Nu e ipocrizia asta. Când avem inimi pline de neiertare, dar noi ne rugăm. Nu e asta ipocrizie. Când avem inimi pline de ură, nu e asta ipocrizie, dar ne rugăm sau inimi de pofte, pofte după lucruri pe care să le risipim apoi în plăcerile noastre. Ieri am stat de vorbă cu un prieten, am și pus un articol pe internet, am stat de vorbă cu un prieten și mi-a adus aminte de o predică pe care fratele Cromberg a predicat-o aici ultima dată când a fost la noi înainte să moară. Și în predica aceea fratele Cromberg Predicat despre binecuvântările lui Dumnezeu transformate în idoli. Știți ce spunea el? Că poporul lui Israel când a ieșit din Egipt a luat cu el bogățiile care erau în Egipt, le-a luat ca pe o binecuvântare, Dumnezeu le-a îngăduit să ia din Egipt unde au robit ani de zile, au luat cu ei aur și așa mai departe. Și la un moment dat când Moise era sus pe munte, Aron în mijlocul poporului a venit poporul la Aron și a zis vrem să ne faci un Dumnezeu. Făne un vițel de aur. Să ne închinăm. fă -ne un Dumnezeu căruia să ne închinăm. Și Aron a zis, aduceți cercei și... Păi de unde aveau ei cercei? Din Egipt. Toate bogățiile acelea, aduceți-le aici. Și au făcut din, din binecuvântarea pe care le-a dat-o Dumnezeu, au făcut un idol. Și apoi închinare și prosternare în fața idolului. Nu-i nimic mai grav, dragul meu, Nimic nu-i mai grav decât să iei binecuvântările lui Dumnezeu pe care ți le-a dat Dumnezeu. Să faci din ele idoli care te țin departe de Dumnezeu, te țin departe de rugăciune, te țin departe de lucrurile bune dorite de Dumnezeu și să le justifici cu ipocrizie, zicând eu. Totuși mă duc în fiecare duminică, n-ajung eu marțea, dar duminica sunt acolo. Și număr, unu, doi, trei, șase becuri pe scenă. Domnul să aibă milă de noi! Poate cuvântul acesta vi se pare dur, frații mei, dar din toată inima doresc și pentru voi ca și pentru mine să putem să ajungem în raiul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta nu avem dreptul să fim deposedați aici de ceea ce e mai scump. Nu avem dreptul să fim deposedați de veghere, de rugăciune. Noi trebuie să știm că există valori și rugăciunea e o valoare. Și valorile trebuie prețuite. Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi oameni care n-au știut ce să le valori. Gândiți-vă la Balaam, prorocul Balaam, ghicitorul Balaam, îi zic alții. De ce? Și proroc și ghicitor. Știți de ce? Pentru că era bacul valorile sfinte, bacul non-valorile. Pentru el, binecuvântarea sau blestemul era tot una. Că rostește binecuvântare, că rostește blestem, vino să blestem, a ieșit binecuvântare, stai că m-am încurcat, lasă că mai vin o dată, mai încerc o dată. Știți ce înseamnă asta? N-avea discernământul, n-avea înțelegerea de a ști care sunt valorile frate și soră, rugăciunea este o valoare pe care nu e drept să o lăsăm la îndemâna hoților să ne ofure. Iuda, de asemenea, apostolul Domnului, un om fără valori, a dat ce era mai valoros în universul acesta pentru 30 de arginți murdari și grei cu chipul lui Cezar pe ei. Atât Dragi mei, când ajung prietenii să-ți fie mai importanți decât rugăciunea, ai o problemă. Când ajung alte circumstanțe să fie mai dorite decât rugăciunea, avem o problemă. Dragi mei, în această seară vă spun din nou, Există în jurul fiecăruia dintre noi hoți care ne fură rugăciunea. Și dacă nu suntem atenți, vom pierde comoditatea, aglomerația, apatia, ipocrizia. Ăștia sunt niște hoți nesătui, care vor să ne jefuiască de ce avem mai bun. Erai copil când părinții ți-au împreunat mânuțele și te-au învățat să zici Tatăl nostru și ți-au încredințat una dintre cele mai mari valori, spunându-ți că tu poți vorbi cu Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul să-i spui Tată. Și să ajungi tu, o mare, să fii jefuit și furat de această valoare? Dragii mei, vă chem astăzi în numele Domnului Iisus Hristos, așa cum a început serviciul din în această zi. Vegheați! Vegheați! Și rugați-vă!